Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou Q&A. Cum v-am promis, nu-l filmez la mine acasă. Uite, se vede aici că nu e green screen. M-am deplasat și eu, n-aveam idee unde să merg, așa am venit până aici la Fierbinți, că tot e aproape de mine. Ia să văd ce drăcii m-ați mai întrebat și de data asta. Eu las comentariul numai așa, sperând că o să apară în video. O să fac o serie de stand-up cu abonații, la cât de puturos sunt, maxim o să fac sit-down. Ce orientare politică ai? Bă, mi-am făcut testul ăla odată și mi-a ieșit că sunt un pic de stânga. Dar mie mi-e indiferent că orice partid ar fi ideea să bage la buzunar fiecare. Stânga e forța. Mă iei de țâțe? La care răspunde Fraxu, îl iei de țâțe? Da, cu cea mai mare plăcere. Lapte cald sau lapte rece? Fără lapte. Te-ai gândit vreodată să-ți faci trupă? Da, și o să se numească Spărgătorii de timpane. Sună numele la trupă, dar în engleză sună mai șmecher, Eardrum Breakers. Ai curajul să te urci cu o femeie în mașină și ea să fie la volan? Având în vedere ce agresiv conduc eu ca bărbat, n-aș vrea, sincer, nu m-aș risca. Sau măcar să nu fie mașina mea. Când mai faci un scuip pe tot, e copia ta de pe UE și la una scurtă? Când mai avea cu cine să filmezi, te bagi la un scuip pe tot? Da. Gata, am cu cine. Dacă nu apare episodul... Și-a găsit victimă? De ce faci YouTube? Că seara când mai fac un live, îmi lăsați unii niște comentarii de chiar îmi face ziua mai bună. Mă uimiți unii pe cât de nebun sunteți. Ce părere ai despre Ozzy Osbourne? Se ține bine la vârsta lui. Cum e? Imun la droguri. A băgat de stă la viața lui. Fumezi? Nu. Caca nu e voie. Am schimbat un pic cadrul, am venit și până aici la Celentano, că s-a adunat lumea acolo, a venit și un pește cu vreo 2-3 știuți și am zis hai să plecăm până nu ne trezim mâine dimineață la Torino. Hai să continuăm cu întrebările. Am pierdut și rubelnița. Ia, a rămas la mine. Care Windows crezi că este mai bun? 7, 10 și 11? Bă, parcă 7-le avea personalitate. Care e cea mai ciudată întâmplare de la începutul carierei tale în YouTube până în prezent? Bă, nu știu, am pățit să mă recunosc că lume random, dar întâmplări ciudate nu prea vine păi în cap cum, acum. Cum, frate, aia pe Omega, de, avea Maserati, zicea că aia mi-a luat și mie tata la 18 ani, un Maserati. Fucking Maserati. Nici nu știe cum arată. Bine, ce găsesc pe Omega, l-am dat și de drogate și de vrăjitoare și de orice. Era în studii la Harvard. Bă, ai făcut 30 ca de mult. We're only fans. M-am răzgândit, vi-l arăt la 40k. Și încheiem aici frumos la peisajul ăsta mirific. Măcar aici nu e nimeni și pot să vorbesc cât de tare vreau. Da, din păcate se... Ce vrei, mă? Da, și cam ăsta a fost și Q&A-ul. Am zis hai să încheiem cu peisajul ăsta mișto aici la baraj la Dridu. Vă recomand zona Fierbinți, Casa lui Celentano, barajul ăsta unde mergeți să vă faceți poze. Sper că v-a plăcut Q&A-ul. Întrebările alea de pe Instagram, așa că luați de aici Instagramul meu să-mi dați follow ca să fiți pe fază să-mi adresați întrebări din nou și cam atât. Probabil o să fac o poză și o să o pun pe Insta, așa că dați follow pe Insta. Ceau les tuturor!